Candidatul PSD, UNPR-PC Victor Ponta ar fi votat de 36% dintre cei cu drept de vot. Potrivit sondajului Centrului de Cercetări și Studii Calitative și Cantitative, 30% dintre respondenți spun că ar vota cu prezidențiabilul Alianței Democrat-Liberale Klaus Iohannis. Topul 3 este completat de Monica Macovei, care ar aduna 7% din voturi, cu 1% peste scorul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Fostul premier este cu 6% la egalitate cu Elena Udrea. Candidatul PPDD Dan Diaconescu ar fi votat de 4% dintre respondenți. Câte 3% ar primi la urne Teodor Meleșcanu și Kelemen Hunor, în timp ce Corneliu Vadim Tudor ar aduna 2% din voturi. Întrebați dacă în al doilea tur de scrutin ar avea de ales între Victor Ponta și Klaus Iohannis, opțiunile respondenților la sondajul comandat de Institutul Liberal Brătianu sunt împărțite în mod egal. Cercetarea sociologică face și o estimare a prezenței la vot. Astfel, jumătate dintre cei înscriși pe listele electorale își vor exprima dreptul la vot, iar 34 spun că sigur nu vor merge la urne. Sondajul a fost realizat telefonic în perioada 21-24 octombrie pe un eșantion de 919 persoane. Marja de eroare a sondajului este de plus minus 3,2%.